Vorbea domnul Enciu mai devreme de perioada în care a fondat grupul clandestin anticomunist. Din păcate și noi suntem aici un fel de grup clandestin anticomunist. Suntem mult prea puțini față de ar trebui să fim aici, sigur nu e vina noastră. Poate ca societate uităm prea repede și acest lucru se vede. Se vede astăzi în politică, în media, în societatea civilă, apar prea repede ideile viclene, marxiste, comuniste, le întâlnim în forme împachetate, plăcut. Am văzut chiar că vor să fure și conceptul de deținut politic. Vedem tot felul de infractori care se consideră deținuți politici, mânjind parcă memoria celor care în momentele în care cei mai mulți se ascundeau, au preferat să riște tot și să lupte când nu era nicio șansă. Aș vrea să ne vedem în fiecare an din ce în ce mai mulți. Este nevoie, pe lângă comemorarea pe care o facem, de amintirile pe care le spunem, să facem mai mult pentru ca lucrurile de atunci să nu se mai întâmple. Chiar dacă par trecute, așa cum am spus, este un risc foarte mare ca aceste metehne din trecut să se întoarcă. Trebuie să facem, să cinstim prin acțiune memoria celor care au luptat atunci. Mulțumesc mult, Doamne ajută! Îți mulțumim că ai fost prezent și de data asta și sperăm ca de fiecare dată să fii alături de noi și sperăm ca tinerele generații să cunoască adevărul, iar în țara asta comunismul practic să nu mai existe. Mă simt stingher ca fiind singurul demnitar prezent, aș fi vrut să fie coadă la poate în viitor, Doamne ajută. Mulțumim, noi am trimis invitații, dar ești singurul care a onorat. Mulțumim.